Gripa AH1N1 lovește din nou în Bistrița Năsăud. După ce în urmă cu două zile au fost confirmate în județ 3 îmbolnăviri cu acest virus, ieri a mai fost confirmat cazul unui bărbat în vârstă de 53 de ani. Acesta este din localitatea Arșița, comuna Măgura Ilvei. Zilele trecute, trei bistrițeni au fost depistați cu gripa AH1N1. Aceștia sunt un băiețel în vârstă de 8 ani, un bărbat de 36 de ani și o femeie de 51 de ani. Medicii spun că starea lor este bună și că au toate șansele să își revină. De ce aveți masca pusă pe față? Din precauție pentru AH1N1. Nu e o măsură de precauție, chiar dacă eu sunt vaccinat. Nou caz de gripă AH1N1 a mai apărut ieri în județ. Bărbatul a ajuns la spital în urmă cu 6 zile, fiind diagnosticat cu pneumonie acută și infecție respiratorie. După 2 zile, bărbatului i s-au recoltat probe și au fost trimise la laboratorul Cantacuzino din București. Între timp, starea bărbatului s-a înrăutățit și a fost adus în stare de urgență la secția de terapie a Spitalului Județean din Bistrița Năsăud. Rezultatul analizelor a ajuns la Bistrița. Suspiciunile medicilor au fost confirmate. Bărbatul are gripă AH1N1. Față de ziua de ieri, când erau confirmate 3 cazuri de gripă AH1N1. Astăzi s-a mai primit confirmarea de la Institutul Cantacuzino pentru încă un caz. Este vorba de un bărbat în vârstă de 53 de ani din localitatea Măgura Ilvei, care a fost internat în secția infecțioasă în data de 21 ianuarie cu o pneumonie acută, o insuficiență respiratorie și o insuficiență cardiacă.